Astăzi, toate unitățile de învățământ din Roman și-au deschis porțile pentru elevii întorși din vacanță, dar și pentru cei care au pășit pentru prima dată pe holurile instituțiilor școlare. La Colegiul Național Roman Vodă au fost prezenți mai mulți oficiali din municipiu și din județ. Dorit acest an școlar să fie un an școlar de nota 10. Cu siguranță așa va fi, pentru că văd în privirile dumneavoastră dorința de a aduce rezultate foarte bune pentru ceea ce înseamnă Colegiul Național Roman Vodă. Sunt onorat să particip astăzi la deschiderea acestei prestigioase școli din județul Neamț, o școală, așa cum a spus doamna director, cu tradiție și cu performanță. Sunt convins că noul an școlar va fi un an de excepție pentru Liceul Roman Vodă. Vreau să urez elevilor mult succes în acest nou an școlar. Vreau să urez profesorilor multe realizări și succese, de asemenea, alături de copii. Știu că veți face față, dovadă fiind rezultatele deosebite pe care le-ați obținut, mediile cu care ați intrat la acest colegiu, medii care clasează Colegiul Național Roman Vodă pe primul loc pe județ și în primele 20-30 colegii naționale din țară ca medie de intrare. Valoarea colegilor mei cadre didactice de la Roman Vodă nu mai trebuie pomenită. Sunt profesor de mare, mare ținută, foarte bine pregătit profesional. La școala gimnazială Vasile Alexandrianul școlar a început cu o slujbă religioasă. Vom începe cu un te deum. Să știți, între timp am avut o activitate asemănătoare de sfințire și în cancelarie și în sălile de clasă. Da, să le dea lor înțelepciunea care șau de la tronul lui și să o să dească în inimile lor ca să învețe ce este bine plăcut înaintea lui. Domnului să ne rugăm, Domnului miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia primeștia și nevoia Domnului să ne rugăm, Domnului miluiește! La Colegiul Tehnic Petru Poni, în anul școlar 2016-2017, elevii vor avea șansa să beneficieze de un nou proiect european. O să vă spun că în acest an școlar vom avea un proiect european de mobilitate. Asta înseamnă că o parte dintre dumneavoastră veți merge în străinătate. Acest proiect se numește Inclusion of the Way to Europe și are parteneri din, acum ca să vă alegeți țara în care doriți să mergeți, Lituania, Suedia, Italia, Turcia. Este un proiect în care primim 26.000 de euro pentru a favoriza întâlnirile și schimburile de experiență cu colegii noștri din Uniunea Europeană. La școala gimnazială Calistrat Hogaș, elevii cu resurse materiale precare au primit ghiozdane și rechizite școlare.